Bună seara și bun găsit la Subiectul Zilei, o emisiune pe care ne-o propunem interesantă. Este vorba despre parcurile din municipiul Arad. Avem invitat alături de noi pe doamna Marcela Nicșanu, consilier local în CLM Arad. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Ați susținut o conferință de presă astăzi care a avut ca temă identificarea de noi spații pentru parcuri. Aveți și proiecte prin care să modernizați parcuri existente. În faza de început a emisiunii, pentru a crea o bază de discuție, aș dori să vorbim despre acest inventar al spațiilor verzi. Ce spații ați identificat? Cam câți metri pătrați pe cap de locuitor de spațiu verde avem în Arad și cam care sunt perspectivele? Deci identificarea a început în anul 2011 și va dura până în 2016. Până în prezent au fost inventariate aproximativ 1.093.100 de metri pătrați și în anumite zone, în general cartierul Alfa, în Vlai cu parțial în zona de centru, 6 Vânători, Gai și parțial în Michelaca. Inventariarea spațiilor verzi continuă și în prezent, cum am spus la început, și va dura până în 2016. Până în prezent au fost inventariate 158,30 de metri pătrați, iar dacă facem un simplu calcul, vedem că media de pe cap de locuitor de suprafață verde este de 34,38 de metri pătrați, care este o veste bună, fiindcă Uniunea Europeană ne condiționează și ne cerem un minim de 26 de metri pătrați. Noi am sărit de această linie, vom continua până în 2016 și aproximăm o medie de peste 60 de metri pătrați. Cât la sută din spațiile identificate de dumneavoastră pot fi amenajate ca și parcuri, parcuri moderne, parcuri cu condiții bune pentru cetățenii Aradului? Este greu de spus, pentru că aici intră mai multe categorii. Bineînțeles, fiecare își va avea personalitatea și va fi amenajat în funcție de locația și de necesitatea fiecăruia. Noi sperăm cât mai mult vom începe în acest an cu câteva hectare de parcuri în anumite cartiere importante. Ce să vă zic, aproximăm măcar un 50% din aceste zone să se acorde prioritate în amenajare. Dacă înainte să vorbim despre spațiile identificate spre a fi modernizate, să vorbim despre ce înseamnă infrastructura unui parc, la ce nivel trebuie să ajungă o zonă. Poate nici terenul de acolo nu permite foarte mult. Cum trebuie condiționat acest teren să fie adus la nivelul la care să existe un parc acolo? Mai apoi vom merge spre parcurile identificate și care intră în modernizare. Un parc, deși poate s-ar părea la prima imagine, nu este greu de construit. Din experiența mea, ca și profesie de inginer peisagist, mie personal mi este mult mai simplu să amenajez un parc, pentru că un parc este un întreg de lucrări foarte, pot să zic, foarte ușoare. Pe când o grădină trebuie să noi intrăm în detaliu, poate chiar la metru pătrat. Bineînțeles că într-un parc trebuie să existe alei care să servească odată la mersul bun al să conducă oamenii spre anumite zone importante, chiar să, bineînțeles, trebuie să fie și în ton cu suprafața parcului. Vă gândiți aici la amenajarea de circuite, practic, de circuit, de plimbare, și în plus trebuie să fie, aleile trebuie să acorde un maxim de 20% din suprafața parcului. Nu putem să fie o mare plasă de alei și să fie o rată foarte mică de suprafață verde. O problemă care este foarte interesantă, în România întâlnim foarte des semnul nu călcați iarba.
Oare în aceste parcuri va fi posibilă călcarea ierbii? Pentru că în afara țării, în Italia și în alte țări europene, am văzut foarte mulți tineri care fac picnicuri în parc, se distrează, cântă, socializează în parcuri, chiar pe gazon. Dar la noi încă nu este la modă să călcăm gazonul. Ajungem și noi la o fază din asta? Ei, din fericire, da, pentru că Uniunea Europeană ne-a deschis noi orizonturi și ne-am gândit la anumite soiuri de plante care să permită acest lucru. Să fie rezistente la călcare, să fie rezistente la anumite intemperii, să nu necesite tăieri repetate și diferite tratamente care ar fi dăunătoare celelalte plante. Și bineînțeles, îndemnul meu este da, putem să mergem tot, să ne luăm pătura în spate, coșulețul de picnic și să ne bucurăm de iarbă, de plante, de soare, de absolut. Înainte să revenim la aceste detalii tehnice și mărunte, aș dori să mergem spre aceste parcuri pe care le-ați identificat și care vor intra în modernizare, să zicem așa, în construcție, când încep aceste lucrări, care sunt parcurile vizate și cam când se vor finaliza aceste lucrări. Voi începe în primul rând, de ce nu, parcul de care eu sunt poate cea mai apropiată, este parcul din Grădiște. Din păcate, în Grădiște nu prea avem o suprafață mare, fiind și o zonă de case. Parcul din Grădiște are deja în componența lui un loc de joacă și câteva mese de ping-pong. Se va reamenaja covorul vegetal, în primul rând pentru că sunt foarte mulți copii care se bucură de acest loc de joacă și de aceea vrem să le oferim libertate absolută în activitatea lor. Vom elimina câțiva arbuști și vom planta arbori de talie medie spre mare pentru a conferi o vizibilitate maximă. Vor fi refăcute aleile, se vor mai adăuga câteva bănci și coșuri de gunoi. Și bineînțeles se va planta și un gard de protecție fonică contra prafului și altor intemperii. Presupun că este vorba de un gard viu? Da, de un gard viu, specii rezistente, în același iarnă-vară rămând la fel, nu necesită tăieri îndelungate. Presupun că această lucrare de amenajare merge mână în mână cu proiectele de infrastructură care se desfășoară în acea zonă. Practic, acea zonă va fi dată publicului la cheie, cum s-ar spune. Exact. Se va termina și lucrarea la drum și la pod și se va finaliza și lucrarea la parc. Cam exact așa a zis și domnul primar. Vine munca brută, după munca brută începe și partea frumoasă a lucrurilor. Exact asta se întâmplă și în Grădiște. Rămân la micile detalii semnificative. Am auzit astăzi la conferința de presă pentru prima oară că trebuie să țineți cont și de speciile de plante pe care le aduceți într-un parc unde există copii. Care sunt criteriile principale pe baza cărora dumneavoastră faceți această selecție a plantelor? Standardul, în primul rând, ne zice așa, fără specii. Deci, într-un parc cu preponderență în care își desfășoară activitatea copiii fiind și o școală în apropiere, bineînțeles, după terminarea orelor, fiind foarte, foarte mulți copii aici, ne spune următoare, trebuie să nu fie specii alergene, pentru că sunt copii cu această problemă care au diferite alergii la anumite plante, mai ales primăvara. Sunt câteva plante cu flori, a căror polen dau mai departe alergii și bineînțeles că nu trebuie să existe specii cu țepi, fiindcă există riscul de zgârieturi și chiar foarte neplăcut pentru copii. Detalii semnificative în ceea ce privește construcția unui parc. O să vă rog să mergem mai departe la celelalte obiective identificate. Am vorbit despre Grădiște, o zonă care va fi amenajată complet. Acum mergem spre parcul din Gai. Da, parcul din Gai. Parcul din Gai începe cu o mică istorie și aș vrea să-i mulțumesc pe această cale domnului istoric Horia Truță și bineînțeles
domnului Șandic Liubiomir, pentru că m-au îndrumat să construiesc acest parc, acest proiect. Și am pornit chiar de la cartea domnului Șandic Liubiomir, în care am citit următoarele rânduri. Gaiul în limba sârmă înseamnă dumbravă. Dumbravă, bineînțeles că m-a dus gândul la poieniță, așa. Și atunci am plecat de la această construcție și am început să amenajez, să pun pe hârtie în mijlocul parcului un loc, forma unei dumbrave, un loc de care se vor bucura cei care, creștinii de la Biserica Sârbească, dar bineînțeles că și locuitorii din zonă. Acel loc va fi înconjurat de diferite plante perene de talie mică, după aceea se va continua cu arbuști floriferi și la treapta următoare vor exista arbori de talie mare, totul într-o scară de culoare și forme diferite. Practic aici îmbinați arhitectura peisagistică cu ce înseamnă viața comunității de acolo. Încercați să găsiți rădăcinile comunității, așa să construiți ceva nou, ținând cont de ce a fost. Au mai rămas aproximativ 80 de familii, dacă nu mă înșel, 78-80 de familii de sârbi de tradiție veche în acest cartier. Mă gândesc și să le ofer un spațiu în care să-și plateze un copac care să rămână mai departe în istoria familiilor și așa mai departe. Se va pune în valoare chiar și crucea care este în parc și bineînțeles că trebuie și să înconjurăm biserica cu anumite specii de arbori speciale pentru această zonă. Este nevoie ca un parc să fie construit din arbori și arbuști așa treptat, cum ar veni, să existe toate nivelurile, să fie asigurate? Sfatul meu, nu doar și la parcuri, dar și la grădini, întotdeauna am sfătuit pe toată lumea să încerce să își planteze pe etape, ca să ne bucurăm și de flori, și de arbuși, și de arbori. Pentru că dacă aducem în prim plan arborii, nu mai putem vedea în spate. Totul trebuie să fie construit ca o scară. În același timp să construim și buchete de plante care să fie în armonie una cu altele, să combinăm culorile, să formele, să se completeze unele cu altele. Am înțeles. Putem să mergem la încă un obiectiv identificat de dumneavoastră. Am vorbit acum despre zona bisericii din Gai. Trecem la, văd pe masă acolo, da, Podgoria. Podgoria, parcul ce se află în spate la Eurostil. Este un parc de... Nu dorim să facem reclamă, o să vă atrag atenția. Da, o să găsim altă denumire. Reclamă, da, am ar înțeles. Trebui chiar. Până acum acest parc a fost unul de staționare. Oamenii care stăteau la autobuze veneau staționau în acest parc. Vrem să-i dăm un alt folos. E păcat de această zonă, mai ales că sunt de partea cealaltă, sunt foarte multe blocuri. Știu că dânsii au pe acolo, între blocuri, anumit parc. Dar de ce să nu revină și la această zonă? Aici am lucrat mai mult la grupuri, am lăsat vizibilitate maximă și am scos în evidență, sunt două zone, una este cu acea statuie, grup, și altă zona este o zonă de bănci și în mijloc câteva plante. Aceste două zone sunt scoase mai mult în evidență, restul se vor completa cu bănci, coșul de gunoi, corpul de iluminat și sperăm că oamenii o să vină și din zona de blocuri ca să se bucure de acest spațiu. Secretul succesului întotdeauna cred că sunt irigațiile. Cât la sută din succesele care vor urma depind de aceste irigații, cât la sută din irigații există deja și cât mai trebuie pus la punct din aceste irigații pentru ca această vegetație să rămână verde și în timpul verii.
Bineînțeles că toate lucrările vor începe cu un sistem de irigații care este foarte necesar în toate suprafețele. După aceea se va trece la următoarele etape de amenajare a plantelor, finalizând cu covorul vegetal. Da, este foarte important, dar de aceea și covorul vegetal l-am gândit sub această formă, ca să nu depindem în totalitate și chiar și plantele care să nu necesite foarte multe lucrări și să fie totuși în concordanță și cu necesitatea acestui spațiu. Pentru că nu putem să lucrăm cu plante de o suprafață, să zic, de 300 metri pătrați și să le utilizăm și la suprafețe de 2-3 mii de metri pătrați. Am înțeles. O să vreau să mergem la parcul din Aradu Nou. Acolo aveți și un monument al ostașilor sovietici. Acolo există, cred că, și o colaborare cu cei care administrează acel monument. Cum veți reuși să amenajați acea zonă? Ce vă propuneți pentru acel parc? Lucrările au început deja acolo, la acel parc. S-a curățat locul, s-a nivelat terenul. Urmează să se mai lucreze la partea verde. Statuia va fi scoasă în evidență de câțiva arbuști care sunt pretabil atunși și vor lua diferite forme geometrice, sfere sau ceva de genul acela, pentru că acolo trebuie să se meargă pe o tentă geometrică. Acolo nu mai se poate merge pe tenta peisagistică, cum se va întâmpla în celelalte parcuri. Practic, acel monument impune această temă geometrică. Exact, exact. Și atunci și aleile vor fi, de fapt, sunt în mare majoritate trasate tot în stil geometric, plantele iarăși la fel, înconjurat de un garviu și cuvântul simplitate va fi, poate, cel care va denumi acel parc, simplitate, dar și bun gust. Apropo de simplitate și de bun gust, utilizatorul final va fi cetățeanul. Eu v-am întrebat și la conferința de presă cum veți rezolva problemele legate de uzură și de eventuale ieșiri de vandalism, pentru că, se știe, există probleme din acestea în Arad. Care sunt măsurile pe care la fază de proiect vi le propuneți pentru reglementarea asemenea situații? Din păcate nu sunt prea multe de făcut, dar eu m-am gândit așa, în colaborare, deci revin puțin iarăși de la început. Toate aceste parcuri, mare parte, sunt situate în apropierea unor școli, licee, locuri de joacă pentru copii. Și atunci am putea o colaborare cu diferite școli în care să avem un proiect de educație, să zic, ecologică. Și împreună cu profesori, elevi, chiar și părinți, eu îi sfătuiesc să vină alături de noi, vom învăța poate împreună că acea hârtiuță se aruncă la coș, că acea rămurică nu se rupe, că acel copac nu se scoate, pentru că este în folosul tuturor, bineînțeles, de a avea un parc care să nu fie vandalizat și așa mai departe. Să rămână frumos și pentru generațiile următoare. Cred că am omis încă un parc, este vorba de cel din Bujac, dacă mi-aduc bine aminte. Ce vă propuneți pe strada Trotușului, dacă văd bine, în Bujac? Da, strada Trotușului. Așa cum am zis, deci parcul din Gai va fi un parc pretradițional istoric. Parcul din Grădiște va fi un parc care merge pentru mai mult pentru copii, categoriile de vârstă 0-10 ani, cam așa ceva. Ei, acest parc îndemn să fie un parc al tineretului, pentru că sunt câteva zone sportive și destul de mari suprafețe în care se pot desfășura diferite activități de acest gen. Și atunci va fi un parc strict pentru mai mult către vârsta de 10-20 de ani. Așa, mai ales că în acea zonă, fiind o zonă de case, nu prea există
alte activități și alte atracții de acest gen. Dar bineînțeles că m-am gândit și la persoane vârstnice și se va amenaja și un loc special pentru dânsi unde pot să-și desfășoare activitate de șah sau ceva de genul acesta. Și bineînțeles, fiind o zonă de case, ar fi un punct principal de a se întâlni toată lumea, eu știu, după masa, weekenduri, în parc, mai ales că se va amenaja chiar pentru dânsi în acest scop. Am înțeles. O perspectivă foarte interesantă și mai ales verde, cum s-ar spune, vor fi foarte multe parcuri amenajate în Arad. Aș dori să vă întreb acum despre acest început pentru dumneavoastră. Ați devenit de curând consilier local în Consiliul Local al Municipiului Arad. Cum vă simțiți ca și consilier și cam ce vă propuneți pe termen mediu și lung? Dacă, de exemplu, ne întâlnim peste un an, despre ce vom putea vorbi atunci? Bineînțeles că tot despre parcuri. Ce îmi propun? Cât mai multe proiecte care să se realizeze. Nu îmi place doar să rămână pe partea de plan sau doar pe partea de hârtie. Eu doresc să mă implic cât mai mult activ, chiar și să merg la realizarea lor, să supraveghez sau ceva de genul acesta și să plantăm împreună un copac sau de ce nu. Poate faceți chiar și o campanie pentru noi cei din presă. Exact. Venim și vă ajutăm să plantați copaci. Ar fi, exact, cred că, o modalitate unică de a face publicitate unor astfel de proiecte. Așa, și ce îmi doresc cea mai mult de la cetățeni, să știi că acesta este în folosul lor, a comunității, și să aibă grijă ca și de lucrul lor personal. Pentru că se alocă totuși o finanțare, iar un parc trebuie să devină mai departe și o moștenire a noastră. Pe lângă o amintire care ne va rămâne, am fost în parcul cu tare, cu mama și cu tata, toți anii mei am petrecut în parcul de lângă casă, de lângă bloc. Și asta mai departe ne rămâne aici, ne creează o amintire care duce mai departe la lucruri frumoase și asta îmi doresc, să las amintiri, să las moștenire și să se bucure cât mai mulți cetățeni despre asta. Și apropo, îmi doresc să iau legătura cât mai mulți cetățeni. Chiar îi doresc să mă contacteze și pe rețeaua socială, de socializare, și în care să discutăm pe aceste teme, poate dăm și vin cu alte idei, de ce nu, eu sunt deschisă, propuneri, chiar și să plantăm împreună și cu dăm și un copac cu oricine, eu îmi doresc. Dar totul să fie planificat, totul să fie cu bun gust, îmi doresc simplitate, eleganță, fără chiciuri, fără... Am înțeles. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune care a întârziat puțin, dar totuși a fost de mare efect. Am vorbit astăzi despre parcuri, un lucru important pentru municipiul nostru. Vă așteptăm și mâine la subiectul zilei. Pot să vă spun de pe acum că este vorba despre un invitat special. Este vorba chiar de domnul Lyubomir Sandic de la comunitatea sârbilor din Arad. Dar mai multe aflăm mâine, așadar ne luăm rămas bun aici de la dumneavoastră. O seară plăcută și numai bine!